Ne râde la urmă, un nou film românesc. Ați asistat la câteva momente, sigur, emoționante, cândva în timp și le vor aminti realizatorii, cât și noi telespectatorii, spectatorii în general. Cine râde la urmă, un nou film la Casa de Filme 5, condus de Dumitru Fernoag. Două debuturi în acest film, este vorba de Draga Olteanu, care semnează, este co-scenaristă, și de cunoscutul și încercatul operator Cornea, George Cornea, care de data aceasta este co-scenarist și regizor și operator. Deci, în trei posturi îl întâlnim. Lângă noi și Gheorghe Cozorici, unul din interpreții rolurilor principale. Draga Olteanu, cum a început, deci, actriță după atâția ani și odată scenaristă? Acum 8 ani m-am întâlnit într-un tren cu Petru Vintilă, mergeam spre Lugoj într-un turneu și mi-a oferit cartea lui Hiena și Circo. Am găsit un rol interesant în Hiena și am făcut apel la George Cornea, care m-a ajutat să fac acest scenariu, să-mi scriu acest rol pe care sper să-l reușesc. Vă doresc succes, se vorbește mult în timpurile noastre de acest film de autor și îl rog pe George Cornea, după cei 20 de ani de activitate artistică ca operator, să-și spună acum cuvântul. Deci, pentru prima dată, un operator român este și regizor, și scenarist, și operatorul filmului pe care îl realizează. Deci? Nu este foarte greu, consider eu astăzi, să poți să întrunești mai multe sarcini de o astfel de răspundere, pentru că, în primul rând, consider că un regizor modern, un regizor al zilelor noastre, trebuie să fie și operator. Tehnica mondială la care s-a ajuns în materie de cinematografie reclamă acest lucru. De altfel, pentru mine, la acest film, nu este greu nici din alt punct de vedere. Scenariul l-am scris împreună cu Draga Olteanu, așa cum s-a spus, iar imaginea o semnez cu amicul și colaboratorul meu, Mircea Mladin, de 20 de ani colegi în aceeași întreprindere. Eu vă doresc foarte mult succes și, în încheiere, îi solicit o scurtă declarație între acești realizatori ai acestui film, actorului Gheorghe Cozorici. Da, eu nu mi-am trădat profesiunea, am rămas în continuare actor. Deci, unul dintre cei mai buni. Eu vă mulțumesc încă o dată, succes acestei noi producții a caselor de filme române.